Cristi, felicitări pentru gol și pentru victorie, meci important și puncte mari. Da, mulțumim în primul rând, a fost un meci destul de greu, dar am venit aici, știam la ce să ne așteptăm, știam că va fi un meci greu și că trebuie să ne luptăm pentru toate cele trei puncte și ca drept dovadă le-am și câștigat. Ai revenit cu gol după două meciuri, după două etape de suspendare. Da, îmi pare rău că am luat roșu la stupid, dar mă bucur că am revenit cu gol și am putut să ajut echipa să luăm cele trei puncte. Care este secretul acestei forme pe care o arătați de câteva etape, 6-7 etape? Cred că suntem un grup destul de unit. Am făcut un duș rece cu înfrângerile de acasă cu Mioveni și cu la Petrolul Ploiești și cred că ne-am trezit și ne-a unit mai mult. Duminica viitoare sunteți pe primul loc? Noi așa sperăm, da. Suporterii să fie cât mai, cât, număr cât mai mare lângă noi și să ne susțină cât mai mult.